anticristi de acum, care conduc toată lumea acum, ne urăsc mai mult ortodoxia decât chiar marxiștii. Falsifică și Evanghelia, falsifică tot adevărul și creează un haos ca lumea să nu știe cum să orienteze, să nu știe nici să-și facă așa un mic plan de nădejde, cum să se apere. Legile se schimbă de friginos, de pe zi pe alta, se disfințează zi de zi tot ce mai are pregătire legală. Armata disfințată, toate se pot disfința ca să fie numai legea călăilor. Mântuitorul a spus, libertate înseamnă să cunoști adevărul. Cunoști întâi bine adevărul și atunci ești liber, conștiința ta să hotărăști orice. Când pe timpul lui Iov Dumnezeu vorbea cu diavolul și spunea, vezi, diavole, Iov nu acceptă nimic din ce ispitești tu și spui tu. Face numai voia mea. Deci da, pentru că fii cu el. Ia, lasă-l pe mâna mea. Uite, las cu o condiție. Să nu te atingi de sufletul lui, de conștiința lui, de liberul arbitru. Prima dată în fruntea cetei a doua oară la turnul Babel și asta a treia și ultima dată când nu mai respectă cum a respectat până acum de frica că Dumnezeu îl trimite în fundul iadului iarăși. De aceea, profesorul diavolului, că deși vrei să ne trezești înainte de vreme, adică nu la sfârșitul lumii, ci mai înainte. Pentru că a spus clar Dumnezeu să nu te atingi de conștiință, de liber arbitru, nu? Acum ei trece peste asta, să-ți facă cu forța inocularea asta. Deci ea și prigoara va fi mai mare și spune Mântuitorul că va intra un fel de panică și dragostea creștină se va răși, se vor vinde unii pe alții, se vor urâi unii pe alții, se vor uși unii pe alții, cum a fost la Pipești, și care metodă acum peste tot în toată lumea, decât pe acești profesionali, de ce fie ai satanii. Deci cine e naiv și se încrede în ei, sau cine ajunge la o stare de panică, de teamă, poate să ajungă în deznădejde și să facă ce s-a prorocit. Dar cine se roagă Bunul Dumnezeu și spune nădejdea numai în El, spune Mântuitorul că vremurile de anticrist se vor scurta pentru cei aleși. Pentru un bănuț se pot cumpăra 2 pui de porumbel sau de tuturele, nici o pasăre nu va cădea moartă din aer fără știrea și boia lui Dumnezeu. Voi credincioși sunteți mult mai de trezi decât păsările, nici un fir de păr din capul vostru nu va cădea fără îmboirea lui Dumnezeu.